Kika este salutat la toată lumea, numele meu este Anonimul și prima am regăsit la un videoclip pe canalul meu de YouTube. Mai exact, după cum puteți să faci din titlu, un videoclip puțin mai special astăzi, și anume prezentarea locărului. Mulți dintre voi mi-ați mai cerut pe stream să fac acest videoclip sau mă întrebați deseori să fac un scurt locker tour și atunci mereu dau un scroll, ceea ce fac destul de repede, să zic așa. De aceea m-am gândit să fac acest videoclip în care o să trec prin locker puțin mai exact, să zic. Iar le puteți urmări oricând și să puneți pe pauză dacă doriți să vedeți ceva mai, mai exact. Acesta, după cum știți, este al doilea din această serie, primul locker civil postându-l undeva prin iunie 2020, adică acum aproape 9 luni. Evident, aceste 9 luni s-au strâns anumite iteme în plus. Trecând așa, să zic, printre numere... În locul meu se află 270 de skinuri, 240 de backbling-uri, 136 de pickaxe-uri, 112 glidere, 49 de contrail-uri, 416 emote-uri, 115 rap-uri, 37 de music hit-uri și 170 de loading screen-uri. După cum știți, data trecută am trecut prin efectiv fiecare item din locker, dar de această dată m-am gândit să mă restrâng doar la skin-uri, backbling-uri, pickaxe-uri și glidere, acestea considerându-le, să zic așa, cele mai importante părți a locărului și unde am strâns cele mai multe iteme în ultimul timp. Bineînțeles, guys, dacă vă place acest videoclip, nu uitați și voi de un like, un subscribe, așa pe ce foarte, foarte mult. Evident și un share, poate să afle și prietenii. Și evident, cod anonim direct pe job, deoarece mă ajută foarte, foarte mult și o susținere foarte, foarte mare. Eu zic să lăsăm vorba deoparte și să trecem la locker. Voi începe cu gliderele și anume vom începe de jos în sus, vom trece prin toate. Și sper evident din nou să vă placă. Începând, avem umbrela pentru prima victorie din acest din joc, meu, primul Victory Royale. Avem umbrela de win din sezonul 1 Chapter 2, umbrela din sezonul 7, umbrela din sezonul 8, umbrela din sezonul 9, evident gliderul default din acest chapter. Avem umbra de win din sezonul 3 chapter 2, umbra din sezonul 1 chapter 2, umbra din sezonul 2 chapter 2, umbra din acest sezon, în ultimul rând umbra din sezonul 4 chapter 2. Continuând, avem Xile-ul, avem Winter Wing-ul, avem Wild Blast-ul, Wasp-ul, Tailwind Twister-ul, Sky Stripe-ul, Scarlet Strike-ul, Royal Air-ul, Plunder-ul, Jingle Wing-ul, mai avem Ginger Sled-ul, Field Flyer-ul, avem Downshift, unul dintre cele mai vechi glidere de pe contul meu din Battle Pass-ul din Season 5, dacă nu găsesc unul dintre cele mai OG glidere pe care le dețin. Continuând, avem Custom Cruiser-ul pe care puteți customiza schimbând culoarea sau acel logo. Avem Cinder-ul, Base Jumper-ul, Banana Bomber-ul, avem Mellow Rider-ul din parteneratul celor de la Fortnite cu Marshmallow, avem Catwing și Batwing din parteneratul lor cu DC, avem Winterstorm-ul, Waterwings, Treefall, Topsail, continuând avem Starstrider-ul, Spraysail-ul, Sky Trawler-ul, Sky Serpents, sezonul 8, avem Shadow Stalker-ul, Safecracker, Rift Rider, Retaliator, Pixel Pilot, Multipoint Edge-ul, în continuare avem Lockstep-ul, sezonul 8, avem Lamacorn Express-ul, Hyperboard-ul din acest sezon, evident, și Flapjack Flyer-ul tot din acest sezon. Continuând, avem Fishy Flyer-ul, Equalizer-ul, avem Drift Stream-ul,
și bineînțeles Crimson Wish-ul tot din acest sezon. Continuând avem Cozy Coaster-ul, Coral Cruiser, Celestia, Big Howl, 2020, Frozen Feathers din Frozen Series Pack, avem Turbo Spin-ul, Stormy-ul, Sparkle Strider-ul, Skelly Sailor-ul. Continuând avem Skelly Fish-ul, avem Oli, mai multe style-uri, avem Metal Mark-ul, Master Mix-ul, până avem Junk Bucket-ul, avem Hunter Skyblade acest sezon, avem Glowwings și Ectoglider din parteneriatul cu Ghostbusters. Continuând avem Crypt Cruiser-ul, avem Crazy 8-ul, mai multe style-uri, avem Convergence-ul, avem Comet Crasher-ul, avem Brella, umbrela customizabilă din sezonul 3, aceasta este varianta mea. Avem Booty Boy-ul, avem Bombs Away, din câte știu, primul glider pe care puteți face surf, pe care ați putut face surf. Avem Blade Raven-ul și Arcana Glider-ul. Cum în continuare o să cam urmeze toate gliderele din parteneriate, anume avem Y-Wing-ul din parteneriatul cu Star Wars, Vanguard Squadron X-Wing-ul, avem TIE Whisper-ul, Razor Crest-ul, Millennium Falcon-ul și First Order TIE Fighter, toate din parteneriatul cu Star Wars. Următorul la fel, acesta fiind Beskar Umbrella, umbrela dintr-un event din acest sezon. Continuând la colaborarea cu Marvel, avem Widowmaker-ul, Wakanda Skyrider, avem The MCG cu mai multe style-uri, continuând avem The Devil's Wings, avem Silver Surfer Surfboard, avem Root Wings, Psyrider-ul. Aici sunt câteva emoturi pe care puteți folosi doar cu diferite skin-uri. Avem Power of Marvel, Mjolnir's Path, Mark 90 Flight Pack, avem Ghost Glider-ul, Gathering Storm, Dragacorn-ul, Dayflyer-ul, Avengers Quinjet-ul și Arcane Energy Glider, toate din colaborarea cu Marvel. Continuând, mai avem un ultim glider din Icon Series și anume Astro World Cyclone. Din setul Gaming Legends avem UNSC Pelican și Guardian Shield. Din colaborarea cu DC mai avem Bat Glider-ul. În ultimul rând, trecând la gliderele legendare, avem Steel Wing-ul, Royal Dragon-ul, Omul, Fusion Coil-ul, în ultimul rând avem Eagle's Fall. Bineînțeles, doresc să zic că îmi pare rău dacă o să greșesc anumite nume de la anumite glidere, fiindcă au poate un nume ușor mai ciudat. Sper să mă iertați. Și cu acesta vom trece la pickaxe-uri, și anume, în primul rând avem Default-ul din acest chapter, avem You Shouldn't Have, Wild Accent, Ultra Psych, care l-am pus din greșeală, avem Twilight Strikers, Tropic X, Tupic, Throwback X, pickaxe-ul default din chapterul trecut, avem Simple Sledge, All Woody din Save the World, avem Off and Sorrow, Nejari Warhammer, Icicle, Icebreaker, Grim Axes,
Flying Slasher, emblematic, pickaxe din nou customizabil, avem driverul, cookie cutterul, brute force-ul, bootstraps, avem bolt bar-ul, avem birthday slice-ul, pickaxe-ul aniversar de 2 ani, avem basic basher din nou din Save the World, avem banana X, Aero X, Shadow Caliper din Shadow Series Pack, avem Ranchers, Web Spinner Slice, avem Vision Striker, avem Visionul, continuând avem Victor's Flail, Vibe X, Venom Blade și Wamp X, continuând avem TNT Full, Wide Axes, Techno Grip X, Well Striker, Studded Axul, Breath Blade, Steel Shadow, Star Wand, Star Strike, avem pe Spiky, Spiked Mace, Spectral Psyche, Specialist Pickaxe, avem Sparkle Psyche-ul, Solid Stretch-ul, avem Snowy-ul, Snake Bite, Smasher Lantern-ul, în continuare avem Shortbread Slicer-ele, avem Shooting Star Staff, Shadow Blades, Scarlet Psyche, Scepter-ul, noi avem Ripe Reapers, avem Revoker, avem Renegade Rollers, Reliant Blades, Reaper-ul, Proton Pickaxe din nou din colaborarea cu Ghostbusters, cu cine avem Popex-ul, Lanja, Pickaxes, Peppermint Pick, Party Crashers, Null Cloth din acest sezon, avem Medex, Mayhem Psych, Low and Slow, Lockpick, Josie din nou din acest sezon, continuare avem Hyper Edge-ul și Highlight Strikers, continuând avem Hack and Smash, Golden King, Gold Crow, Ginger Sledge, Gilded Scepter, avem Frosty Globes și Fang Sauce, în continuare avem Dreadul, Dive Knives, Dark Days, Cursed Claws și Crowbar-ul, unul dintre cele mai vechi pickaxe-uri de la mine de pe cont. Sunt 5. Avem Crooked Claw, Cosmic Cleavers, Combo Cleavers, Claws Shave-ul, avem Chaos Psyche-ul, Cat's Claw, Carver-ul, Carrot Stick, Bunker Basher, Bucky Bat, Bread Catcher și Boulder Breakers. În continuare avem Bat Cycle-ul, Bank Shots, Angler Axes, Abominable Axe și 6 Carat Cutter. Din Shadow Series avem Spark Splitter-ul și Shadow Strikers. Din colaborarea cu Marvel avem Meaty Mallets. Din Lava Series Pack avem Molten Strikers. Iar din Iconic Series avem Mellow Mallets, Marshy Smasher și Laser X. Din setul Gaming Legends avem Psycho Buzz X's, avem Frozen Beak, Frozen X și Cold Hearted din Frozen Series. În continuare trecem la Vox, Vanquisher, Swag Smasher, Street Shine, Stormbolt, Stardust Strikers, Snake Eyes Katana, Skull Cycle, Puffcon Pick, unul dintre ultimele pickaxe-uri achiziționate din abonamentul pe această lună, din Crupec. Avem Power Claws, Photo Gold, Fantasmic Pulse, cu evident foarte multe style-uri, avem Michonne's Katana, Merry Minty X-ul, continuare avem Mac X, Kingmaker, Harmonic X's, Fusion Psyche, Epic Swords of Wonder, avem Eon Blades și Dual Edge-ul.
Avem Dragon's Claws, Darius Knife, Cosmic Lama Corn, Combat Knife, avem Candy Axe-ul, Beef Bone, Beast Fang și Bait Bones. În colaborarea lor cu Star Wars avem Vibrocycle, Riot Control Baton și Race Quartier Staff. Din Slurp Series Bundle-ul avem Sledgehammer-ul și Drip Axe. Din nou, din Shadow Series mai avem Shadow Combo Cleavers. Iar din colaborarea lor cu Marvel vor veni mai multe Big Axe-uri. Numai Widow's Fangs, Vibranium Daggers, Unstoppable Force, Symbiote Slasher, Sword of the Daywalker, Staff of Doom, Soulfire Chains, Silver Surfer Pickaxe, Psyblade, Protoadamantium Shield, Probability Daggers, Mjolnir, mai avem Mark 85 Energy Blade, avem Hulk Smashers cu două style-uri, avem Hand of Lightning, Hammer of Justice, Groot Sap Axes, Glided Morphic Blades, Daredevil's Billy Clubs, Copycat Sword și, în ultimul rând, Alpha Staff. În continuare, din Iconic Series mai am Staff of Control, Power Slicers, Fruit Punchers, Dual Katanas și, în ultimul rând, avem Diamond Jack-ul. Din nou, din Gaming Legends Series mai am Leviathan Axe-ul și Gravity Hammer-ul. Din Frozen Series am Glacial Rift Edges, Frostbite Cane-ul și Brr Witching Blades. Iar din colaborarea cu DC am Punchline-ul, Manta Blades, Joker's Revenge, Ivy Axe, Harley Healer, Cat's Claws, Boxing Glow Arrow, Batman's Pickaxe, Bat Joke și Aquaman's Trident. În ultimul rând, din Dark Series am Dark Strikers și Dark Axe și din acest sezon avem Yauntia Wrist Blades, pickaxe-ul lui Predator. Trecând mai departe la backbling-uri și începând din nou din jos, avem Yule Breakers, Rail Toad, Tackle Box, Sunsprout-ul, Quack Pack, Lucky Coins, Hurricane, Doggy Bag, Combat Ref, avem Bear Brained, avem Base Camp Bag, avem Wrong Turn, Wrapping Caper, Warning Bow, Tiny Totem, Timekeeper, Starcrest Shift și Starcrest Flux. Avem Spiked Sachel și Smoothie. Continuând, avem Signal Jammer-ul, Shine Pack, Shield Surprise, Saltwater Sachel și Roundabout. Mai avem Regifter-ul, Purple Gem, Proton Pack, din nou din colaborarea cu Ghostbusters. Avem Pineapple Strummer, Octane RL din colaborarea cu Rocket League. Avem Last Kiss-ul, avem Hollow Bag cu mai multe style-uri. Avem Grinning Ghoul, Ghost Trap, din nou colaborarea cu Ghostbusters. Continuând, avem Emoticape cu mai multe style-uri. Avem Elf Shield-ul, Dry Bag, Dorsal Destroyer, Dead Card, Cobra, Chainstick Pack, avem Kick, backbling-ul aniversar de 3 ani de Fortnite, avem Bunny Bag, Bubble Blast, Brightboard, Buff Breaker, Bittersweets, Birthday Cake, din nou backbling-ul aniversar de 1 an de Fortnite. Avem Banner Shield și Banner Keep, ambele cu mai multe styluri. Continuând, avem Backstabber-ul, avem Antidote și 2020 Kickflip, evident skateboard cu mai multe styluri. Avem Shadow Jet Set, Shadow Arc Wings și Nightback,
evident, și Dark Paradigm din Shadow Series. Două din backlink-urile din colaborarea cu Marvel ar mai fi Raven Pulse Cage și Cutter Pulse Bow. Din Lava Series avem Molten Battle Shroud, avem Ninja's Edge din Iconic Series, iar din Frozen Series avem Kestrel Pix. Din colaborarea lor cu DC am The Dark Knight Movie Cloak, Jeweled Cat și Batman Comic Book Cape. Continuare avem Woodsy, Wild Hat Buckler, Vibestar, UV Wings, avem Uplink, Up North, Universal Bloom, Rofisac, avem T-800 Endo Skeleton Arm în colaborare cu Terminator, avem Starfield, Starshot, Spirit Spect, Snow Crystal, Snake Eyes Katana, avem Sinister Stalking, Shining Star, Scarlet Edge și Rust Bucket, unul dintre cele mai vechi iteme de pe drag contul meu din sezonul 3, din cel mai, zic așa, OG de pe cont. În continuare mai am Reaper's Backplate și Rainbow Clover-ul, în ultimul rând Quad Roller cu mai multe styluri. Continuând avem Pellet Pack, Paint Pack, Ornament, Uzi, Ohm's Perch, Number One cu mai multe styluri din dropurile PNCS. Am Neon Wings, Nana Cape, Morning Glory, Moodle Ring Cloak, Mogul Skybag varianta de Germania, Mogul Skybag varianta de Canada. Am Mini Moon, Mini Marauder, Michonne's Katana, Mary Munchkin, Mecha Fusion Interface și Master Portal. Mai am Lil Gnashi, Io, Kitsune, Kick Drum, Kabag, mai multe styluri. Am Jet Set-ul, Indigo Wings, Hunting Quiver, HK Skynet Uplink din colaborarea cu Terminator. Mai am Hench Hauler-ul, Hardboiled, Gunbag, Go Bag, Glow Green, Giddy Gunner-ul, Ghost Portal-ul, Game Plan, Fire Breeder's Day Pack, Felin Fun, Exploding Axes, Eggshell, Edge Case, Dynamo Graph Suit, și Double Agent Stripe. Mai am Double Agent Uzi Unit și Double Agent Hard Case. Continuând avem Dolly-ul, avem Dodger, Deep Dive și Cuddly Bones. Mai am Creep Fried și Corrupted Side Sling, Corrupted Long Legs și Corrupted Bladed Wings. Mai am Breakfast Bounty din acest sezon, Bone Wings, Bobo, Blastery Bag, Blast Radius, Bladed Bag, Bladed Blade Bag. Mai am Beach Comber-ul, Betty Pack-ul, Banana Briefcase, Ball Bling, Backtracker, Back-O-Lantern, Backboard-ul cu mai multe styluri, Armory Bag, Arachnid Tote și Adventure Pack. În colaborarea cu Star Wars am The Sith, The Resistance, The Jedi Order, l-avem pe The Child, Sith Trooper Blaster, Kylo Scape și în ultimul rând First Order. Din Slurp Legends Series am Slurp Jet și Blue Heart-ul. Din Shadow Series am Stark's The Shell, Shadowbird Wings și Perfect Wings. E din colaborarea cu Marvel din nou mai multe backbling-uri. Pe nume Wolverine's Trophy, Widow's Light, Thor's Cloak,
Tendril Toad, Sword of the Daywalker, Shurayuki, Scales of Justice, Sapling Root Rocket, mai am Radar Senses, Protadamantium Shield, Mystic Skull, Mimic Shield, Free Backplate și King Scowl. Continuând avem Iron Man Backplate, Infernal Chain, Herald Star, Doom Scowl, Doom Kallis, Domino Pack, Deadpool's Katanas și în ultimul rând Cable Claw. Din Icon Series dețin Power Pack-ul, Laser Wings, Cactus Jack, Body Bag, Balls of Power și Astro World. Din Gaming Legend Series mai dețin Mimir, Claptrap și Battle Legend. Mai am Wings of Frost, Ice Kitsune și Frosty Fox din Frozen Series. Din colaborarea lor cu DC am Tactical Quiver, Supreme Shell, Manta Pack, Love Riot și Backbloom. Din Dark Series am Wild Cube, Dark Six String și Dark Shield. Iar în ultimul, întrecând la backbling-urile legendare, am Windshear Cloak-ul, Star Surge-ul, Shield of the Mighty, Retribution, Ready Rock, Nucleus, Immunity, Midas Crest, Lightning Cloak, Infinite Bloom, Hunter's Trophy, Hot Wings, Gold Token, Gold Dagger Pack, Fusion Orb, Fractured World, avem Fox Bow Weaver, Eternal Shield, Dying Light, Dragon Crest, Cuff Keys, Black Hole, Atmosphere, Assassin Pack, Royal Pack, Firestarter din Lava Series, am Frozen Red Shield și Frozen Love Wings din Frozen Series, bineînțeles și Frozen Iron Cage și în ultimul rând din Dark Series am Fallen Wings. În sfârșit am ajuns și noi la, să zic așa, momentul culminant al acestui locker reveal, și anume la skin-uri, 270 la număr. Îmi pare rău dacă cumva o să greșesc un nume sau să mă bâlbâi, vor fi multe skin-uri și unele cu nume puțin mai ciudățele. Și zic să începem cu cea mai importantă parte din locker-ul meu. Noi începem cu Udelit Ranger, World Warrior, Whistle Warrior, Vice-ul, avem Tinsel Toes, Tango, Sergeant Green Clover, Scarlet Defender, Scarlet Commander, Red Nose Ranger, Red Jade cu două style-uri, Pastel, Nogops, Mark Marauder cu mai multe style-uri care puteți schimba culoarea și bannerul. Am Manic, King Flamingo, Jolly Jammer, Gage, Crystal, Bullseye cu mai multe style-uri, Brainiac, Bolt, Brute Gunner, Aura Analyzer din colaborarea cu Ghostbusters, Aura, Gorgoton, Zadie, mai multe style-uri, Yellow Jacket, Wrath, Woolly Warrior, Wavebreaker, Turk vs. Riptide, mai multe style-uri, The Paradigm, Tar Tycoon din turneul legat de problema lor cu Apple. Avem School Ranger, Siren, Seeker, Imitar și Sandstorm, mai multe style-uri ambii, Remedy vs. Toxin cu mai multe style-uri, Red Nose Raider, Recon Expert,
Poison Playmaker, evident, cu mai multe style-uri și Party Trooper cu cel de-a doilea style de la event. Am Metal Team Leader, Metal Mouth, Laguna, Complex, Journey vs. Hazard cu mai multe style-uri, Iris, Hot Zone, Hopper, Heist, mai multe style-uri, avem Gingerbread Raider-ul, Frost Squad, Fish Stick-ul și cu style-ul adițional de World Cup 2019, Dynamo, Dummy cu cele două style-uri, Dolph, Diamond Diva, Demogorgon, avem Decaying Dribbler, tot cu mai multe style-uri, Danger Zone, Contract Giller, Codename Elf cu mai multe style-uri, avem Bubble Bomber-ul, Breakpoint, Beach Bomber-ul, continuând mai am Aeronaut, am Ripple vs. Sludge, tot cu mai multe style-uri, din Shadow Series am Shadow Archetype, Night Gunner și Mecha Team Shadow, am Dark Jonesy din Dark Series, Yule Trooper, Yonder, multe style-uri, X-Lord, Willow, Wild și Violet. Continuând am Vega, Tientina, multe style-uri, Tilted Technique, T-800 din colaborarea cu Terminator, Summer Drift și Stratos. Mai am Starflare, Stage Slayer, Sparkle Supreme pe Sofia din colaborarea cu John Wick, am Snowmando și Snake Eyes. În continuare o avem pe Sky, tot cu mai multe style-uri, Skull Trooper, Skull Squad Leader, Fiona, Sidewinder, Cuba Jonesy, mai multe style-uri, avem pe Sarah Connor, din nou din colaborarea cu Terminator, Renegade Shadow, Reese în acest sezon, l-avem pe Red Strike, Rabbit Raider și Pulse. Continuând avem Peach Patroller, din nou cu mai multe style-uri, Peely, P-1000, Ocean, Night Surf Bomber și Mogul Masterul de Germania și Canada. În continuare avem Midnight Dusk, Michonne din colaborarea cu The Walking Dead, Merry Marauder, Meowsicles, Mecha Team Leader, Maeve, Master Key, Mancake, Lucky Rider, Lieutenant Evergreen și Lambro, ultimul skin adăugat colecției din nou din crupecul de pe luna martie. O avem pe Alexa, pe Condor, Kit, Jules, Jake Gordon cu mai multe style-uri, am Isoul, Infinity, mândria mea iconicul, am Hollowhead-ul, pe Hedron, Grind din colaborarea cu Jordan, Gravy, Grave-ul, am Gnash, Globes Shaker-ul cu mai multe style-uri, Ginger Gunner, Ghoul Trooper, Flow, mai am Fish Skull, Eternal Voyager, Ember, multe style-uri, Double Agent Wildcard și Double Agent Hush. Mai am Derby Dynamo și Demi. Continuând, îl avem pe Derby Dixon din colaborarea cu The Walking Dead. Mai am Corrupted Shogun, Corrupted Insight și Corrupted Arc Arachne. Am Clutch-ul cu mai multe style-uri din nou din colaborarea cu Jordan, Chief Hopper-ul, am Chaos Double Agent, Katrina,
Cameo vs. Chic, cu mai multe styluri, Bunny Brawler, Bunker Jonesy, Brutus, Bone Revenge, Bone Boss, Blacklight, Bandolier, Astra, Arachne Couture, Agent Peely și, în ultimul rând, 8-Ball vs. Scratch, cu stylul întreg corupt. Continuând din colecția, din colaborarea lor cu Star Wars, și anume o am pe Zori Bliss, Sith Trooper, pe Rey, pe Kylo Ren, pe Imperial Stormtrooper și pe Finn. Din Slurp series o am pe Slurpentine, pe Slurp Leviathan, Slurp Jonesy, Slurp Bandolet și, în ultimul rând, Professor Slurpo. Din Dark Series, din Shadow Series, am Shadow Bird-ul, Shadow Scully, Shadow Arc și Perfect Shadow. Iar, din nou, din colaborarea cu Marvel vor fi mai multe skin-uri, dintre care îl avem pe Wolverine, Venom, Tony Stark cu toate style-urile, mai puțin cel Rainbow, Thor cu toate style-urile posibile, Taskmaster, Storm, Silver Surfer, Ravenpool, Psylocke, Mystique, de când găsesc cu toate style-urile posibile, Jennifer Walters cu toate style-urile posibile, Groot cu toate style-urile posibile, avem Ghost Rider, Domino, Doctor Doom cu toate style-urile posibile, Daredevil, Cuddlepool, Captain Marvel, Captain America, Cable, Blade, Black Widow și Black Panther. Din colaborarea cu Lava Series îl avem pe Molten Omen, din Icon Series l-am pe binecunoscutul și așteptatul Travis Scott, The Graph G, Ninja, Marshmallow, Major Lazer, avem pe Loser Fruit, pe Lachlan și, în ultimul rând, Astrojack. Din Gaming Legend Series avem pe Psycho Bandit, pe Master Chief și pe Kratos. Din Frozen Series avem pe The Devourer, Snowheart, Snowdrift, Frozen Nuggets, Frozen Fishstick și Frostbroker. Iar din colaborarea cu DC îi avem pe Joker, The Dark Knight Movie Outfit, Poison Ivy, Harley Quinn, două styluri, îl avem pe Green Arrow, Catwoman Comic Book Outfit, Black Manta, Batman Comic Book Outfit și Aquaman. Din Dark Series îl am pe Dark Wildcard, Dark Red Knight și Dark Power Cord. În ultimul rând, trecând la skin-urile legendare, îl avem pe Zero, Wildcard cu cele 4 style-uri, pe V, cele 2 style-uri, avem Vendetta-ul full, Ultima Knight-ul full cu toate style-urile, The Scientist cu toate style-urile, Tempest, Sorana cu toate style-urile, am Singularity cu toate style-urile, Sentinel, Ruin, Rocks cu toate style-urile, l-avem pe Predator și pe Polarity, binecunoscutul supereroe cu milioane de combinații posibile. Îl avem pe Midas Rex și pe Midas full. Avem Menace-ul full. John Wick-ul, primul skin cumpărat de către mine pe acest cont de pe shop și skin-ul care îmi e cel mai important, să zic așa. Am hibridul, primul skin pe care l-am avut vreodată pe cont, bineînțeles împreună cu un skin care vom vedea un pic mai târziu. Am Glow-ul,
Gear Specialist Maya cu utilizarea pe care mi-am făcut-o eu. Am Galaxy Scout-ul și Galaxia, Fusion, Fade, toate style-urile, Eternal Knight, toate style-urile, Cyclo, Catalyst, Black Heart din nou împreună cu hibridul, primele două skin-uri din Season of Battle Pass de la mine de pe cont și acesta cu toate style-urile. Mai avem pe Mandalorian din acest sezon Battle Pass. L-avem pe Deadpool din Marvel Series cu toate style-urile. Avem Blaze-ul din Lava Series. Din Frozen Series mai am Frozen Red Knight, Frozen Raven, Frozen Love Ranger și nu în ultimul rând din Dark Series pe Fallen Love Ranger. Păi că vezi, cam atât a fost și cu marea prezentare a locker-ului. Din nou îmi pare rău dacă a durat foarte mult sau dacă v-a plictisit, dar am zis să trec prin tot locker-ul odată pentru totdeauna ca să mai avem, să zic așa, un update în caz că întreabă cineva. O da, să zic link-ul de la acest clip. În descriere o să vă las și link-ul de la primul videoclip din această serie. În același timp o să las în descriere și timestamp-urile de la gen de unde încep skin-urile, backlink-ul, PX-urile și gliderele. La fel cum timestamp-urile o să le găsiți și în primul comentariu care va fi și pinned comment. Și din nou sper să vă placă și să... Să zic așa, să mulțumim curiozitățile legate de cont. Bineînțeles, v-aș mai ruga dacă doriți să folosiți codul anonimului pe item shop la orice achiziție. M-a ajutat foarte, foarte mult. M-a apreciat foarte, foarte mult. Doar dacă îl treceți acolo în colțul dreapta jos pe shop, m-a ajutat foarte, foarte mult, fără să cumpărați nimic. Dacă lăsați o dată la 200, am fi pretty bine și m-a ajutat foarte, foarte mult. Evident, și dacă cumva intenționat să cumpărați Battle Pass-ul din sezonul viitor sau din orice alt sezon, folosiți codul anonimul direct pe shop, deoarece mă ajută și acolo. Bineînțeles, guys, sper că v-a plăcut încă o dată acest videoclip. Cel mai important, nu uitați și voi de un like, un subscribe, aș aprecia foarte, foarte mult. Poate și un share să afle și prietenii, suntem în drumul spre 6K, 6.000 abonați momentan în jurul meu de acest episod. Le aprecia foarte, foarte mult. Dacă doriți, puteți să lași și un like la pagina de Facebook, pe Instagram, Snapchat, Twitter, Twitch, TikTok. Acolo jos toate link-urile în descriere. Iar dacă doriți să fiți la curent cu momentele în care fac un live sau postez un episod, puteți intra pe server Discord și pe grupul de Steam al canalului, Armata Anonimului, căci al clanului fondat de către mine, cel mai vendeta rău. Sau bineînțeles, activați clopoțelul când vă abonați pentru la curent cu momentele în care fac un live sau postez un episod. Ca evident să fiți la curent și să nu ratați nimic nou de pe canal. Evident puteți folosi încă codul anonimul pe neba.com la momentul filmării pentru 3% reducere la orice produs de pe site. Evident găsiți în descriere link-urile de la secțiunilor de Fortnite și secțiunilor de gift card-uri și jocuri. Pe site putem găsi peste 10.000 de titluri. Iar în descriere găsiți și un link, dacă nu găsiți și al treilea sau al patrulea link, unde dacă faceți un cont veți beneficia de un bonus de 1 euro, la prima achiziție din 10 euro, dacă vă faceți cont. Evident, guys, încă o dată cu voi a fost anonimul, sper că v-a plăcut acest videoclip, mult așteptat de ceva vreme, evident. Din nou, nu uitați de un like, un subscribe dacă sunteți noi pe canal, deoarece mă ajută foarte, foarte mult. Noi, evident, ne vom revedea la următorul livestream sau episod. Live-uri de obicei avem în fiecare seară, de luni până sâmbătă. Duminică de la aproximativ 14 avem mereu Duminica Royală și stream-uri ocazionale, duminică după masă sau seara. Vă aștept, boys, la, evident, următorul live sau episod. Până atunci, încă o dată, dacă v-a plăcut... Eu v-am lăsat, încă o dată cu a fost anonimul, o zi bună tuturor, în continuare.
Pa, pa. Scuttle bones, just a bunchy. Click bell, get down. I'm a pro killer, gorilla, pura sun.